De unde are ea atât de mult curaj? Cum a început această călătorie în lumea sportului? Și care este limita pe care vrea să o ajungă, dar și să o întreacă? Ana Cazacu o să ne spună, chiar ea a venit direct din Franța în platoul Vorbelor Bune, pentru că acum câteva zile s-a încheiat ultramaratonul. Salutare, dragă! Bună. Bine ai venit, ia loc pe canapea. Direct de pe drum, da? Din costumul de sport în rochie elegantă. Da, am schimbat. Salutare! În primul rând, felicitări pentru această nouă reușită din viața ta. Mai ai ce să mai depășești? Sigur! Oh, și cu ce ochi a făcut! Sigur, sunt mult mai multe curse la care... Adică asta a fost o treaptă spre cele care vreau să merg. Și a fost cu succes. Sunt foarte mândră de mine și plină de entuziasm că am reușit să fac asta. De fapt, spune-le celor de acasă, ce ai făcut tu? Câți kilometri? Pe ce? Cum? Temperaturi? Temperaturile au fost super ok, confortabile. Am început cu nut, am notat 7,6 km. Râu? În bazin. În bazin. După care... urcat pe bicicletă și am pedalat 360 de kilometri. În cât? Cu pauze, evident. Am făcut careva pauze, chiar era pe timp de noapte și cumva am avut un pic probleme cu somnul. Și noaptea ai în continuu, ai pedalat, da. În continuu. În continuu. Și după asta am alergat 84 de kilometri. În total, 42 de ore, 19 în minute. În 42 de ore și 19 minute ai reușit să înnoți, să pedalezi și să alergi. Da. Dar de dormit. N-am dormit. N-ai dormit deloc? Cât prima noapte unde a fost proba cu bicicleta, mai dormeam câte 10 minute, făceam câteva pauze pentru că adormeam. În rest a fost fără somn. Dar mâncat? Mâncare? De mers. De mers? De ce puteți de mers? Batonașe fel de fel, da? Tot ce era pregătit de mine, tartine și deja din mâncare din asta mai consistentă, paste sau orez, ceva care mi-am pregătit, cât îmi făcea kinetoterapeutul masaj la picioare, eu atunci am reușit să mănânc. În rest a fost totul din mers ca să nu pierd mult timp. Așa, înseamnă că în această aventură neapărat fiecare sportiv trebuie să aibă și un specialist alături. Da, sigur, o echipă bună, adică au fost concurenți care aveau câte 3, 4, 5, chiar 10 suporteri pe lângă ei. Unul îi făcea mâncare, unul băutură îi pregătea, altul nu știu mai ce acolo, îi pregătea pentru somn sau care erau că au făcut distanțe și mai mari. Uh-huh. Și, adică echipa asta e foarte importantă și care fără ea e imposibil acolo să faci. Că dacă nu ai, trebuie să pierzi din timpul tău, adică să te oprești fiecare dată, să pregătești, da, și asta... Și echipa ta, câți oameni ai numărat? Doar unul. Doar unul, dar cel mai bun, că a reușit tot. Adică kinetoterapeut, care mi-a pregătit și mâncarea. Toate că mâncarea am pregătit-o eu înainte de asta, doar că ce era anume atunci, pe moment, el deja... Și deja masajul sau relaxarea membrilor. A fost când am finisat proba cu bicicleta, am avut nevoie puțin ca să-mi dezmorțească mușchii, să mă pregătească pentru alergare, pentru o nouă disciplină și... Tătășor, a mers. Uite, începutul acestui drum al tău în acest sport a fost unul așa, unii ar zice, dureros. A fost o perioadă în care ai trecut și peste depresie, și peste traume fizice. Da. Ai dat din coate și ai renăscut din propria ta cenușă. Așa s-a primit. Nu știu, îi mulțumesc Universului pentru toată energia, pentru toți oamenii care mi-i transmite în drumul meu în viață, care cumva fiecare are scopul său care vin și cumva mă ajută ca să, câteodată când sunt momente mai grele și chiar și înainte de cursa asta, cumva aveam în cap ceva gânduri că poate să mă las de ultra triatlon și dar înțeles, adică cursa asta mi-a demonstrat mie că eu sunt mult mai puternică decât cred eu sau cred alții și că trebuie, mai ales că am posibilitatea să motivez și să inspir pe alții și să le zic că se poate și dacă ai dorință mare și dacă poți să lupți cu tine, se poate de mers înainte. Și de făcut lucruri minunate, nu mai decât în sport, ci și în viața reală.
Așa, uite și acum tu, când tu spui să inspiri pe alții, exact tu de un asemenea om ai avut norocul atunci când ai mers în Moscova cu prietenele tale la un concert la Timothy și nu ți-au permis să intri în sala în care urma să aibă loc evenimentul. Și în acea noapte, cumva dacă poți să zici dintr-un nenoroc, ai întâlnit omul care ți-a deschis drumul către, către sport. Da, toată, adică momentul culminant din viață în care am aflat despre sport și cumva de atunci am intrat în lumea mare și în tot, nici nu știu cum să zic un cuvânt ăsta. Dacă cumva eram pe un mic planet, acum sunt în întreg universul și adică pot să mă duc să mai caut și o galaxie, altceva nou. Pentru că chiar e... Adică puțin poți să înțeleagă ce înseamnă asta, oricum trebuie să treci prin tot asta ca să înțelegi ce simți acolo, pentru că e un, așa un amalgam de emoții pe care poți să plângi tot în timpul cursei, de bucurie, de durere, poți să ai că nu mai vrei sau că nu mai poți. Sau... că nu mai poți, îți pare doar că nu mai poți. Și începi să cânți, începi să repeți miorița pe traseu, ca nu cumva să adormi, trebuie să găsești diferite activități. Și asta cumva tot te descoperi și pe tine într-un fel, adică vezi ce tehnici ție îți merg sau cum funcționează creierul tău. Da, mai ales că asta e... Ce vrea să facă Ana deja acasă? Se odihnește? Nu. Mă așteaptă treburi și adică cumva sunt implicată în muncă și l-am sunat terpitatul meu că s-l anunț că am ajuns în țară și am zis că cât mai repede vin acasă, că este așa de mult de lucru și trebuie urgent, adică gata, s-a terminat vacanța, s-a terminat tot. La muncă. Da, și acum oamenii o să zică, și unde e mai greu, la ultratriatlon sau la muncă la pământ, pe acasă? Sigur că acasă, cumva acolo e mai monoton și... Că la curs acolo, vai, atâția oameni frumoși, toți te susțin, strig acolo, din toate țările și tu trăiești mult mai mult stări, că poți să trăiești stand in the row și scrie ceva acolo. Noi îți dorim baftă și oriunde vei pleca să crezi în tine, pentru că iată, tu singură îți dovedești ție că ești mult mai puternică decât credeai și te mai așteptăm acasă cu alte recorduri sau cu alte realizări nemaipomenite. Mulțumesc frumos!